După 51 de expoziții de grup, în care a fost prezentă cu lucrările sale, Elena Cioclu a vernisat sâmbătă 30 mai la Galeria de Artă din Giurgiu expoziția Flori în fel și chip, ceea ce a însemnat pentru creatoarea plastică giurgiuveană a 11-a personală din carieră. Am expus 53 de creații plastice care sunt inspirate din lumea magnifică a florilor, deoarece am un atașament extraordinar pentru flori, fie ele rebele, fie ele de grădină sau exotice. Îmi plac și îmi plac să le evoc în diverse tehnici, cum se vede în această expoziție. Despre realizările Elenei Cioclu, care au însemnat acuarelă pe pânză, pastel, acrilic cu pastel sau acrilic cu acuarelă, toate lucrări cuprinse într-o sinteză tematică, amănunte ne-a furnizat doctorul în comunicare, Raluca Tudor, o giurgiuveancă devenită realizator de emisiuni culturale la Televiziunea Națională. O cunosc pe doamna Elena Cioclu ca artist de cel puțin 16 ani de zile, dar și de această dată ne surprinde prin explorarea tehnologiei, tehnicilor artistice, prin prospețimea ideii, prin prospețimea viziunii. Este o expoziție care îți oferă satisfacții ca public, la nivel spiritual, la nivel, dacă doriți, inefabil sentimental, pentru că artista se expune pe sine cu tot ce are mai frumos și în același timp își îmbracă sufletul în flori pe care ni le dăruiește nouă.